El m-a transferat la UTA Arad. Chiar am anterior plecării mele la UTA, am jucat în Cupa României și am și marcat un gol în Cupa României împotriva UTEi. Iar în momentul în care FC Argeș a retrogradat, am plecat la UTA Arad pentru că eram convins că pot să mai aveam 29 de ani și eram convins că pot să mai joc la în primul eșalon. Și cum a fost să-l ai antrenor pe Lăcătuș? Cum era cu voi în vestiar? Era o fiară, cum spune, nici oreca de cum. Lui? Nu, nu, nici de cum, nici de cum. În schimb, când intra pe teren, când participa la antrenamente, că se mai băga și el la miuțe, mi-am dat seama de ce îi spune, de ce îi spune fiară. Era un om care... Detaliază, dacă era un om în momentul în care intra pe teren și mai jucam tinerii cu bătrânii, nu m-a interesat statutul de antrenor, pur și simplu se transpunea în fostul Marius Lăcătuș, jucătorul. 100%. 100%. Alunecări. Mai și controla pe la picioare. Alunecări. Era, trăia intens fiecare partidă și atunci am observat, chiar am rămas impresionat pentru că l-am văzut cum era în vestiar. Ce încerca să ne transmită, un om blajin, un om care încerca să te înțeleagă, încerca să te facă să înțelegi ceea ce vrea să-ți imprime, ca și stil. Iar în momentul în care se mai băga cu noi la miuțe, îl vedeam că era alt om, parcă dădea jos și intra în pielea altui om. Marius Lăcătuș, fiara, pe care toți l-am văzut și eu am copilărit și am trăit cu Marius Lăcătuș, l-am văzut de atâtea ori la televizor.